Doamnelor și domnilor, viața noastră, între ani și clipe, fără să știm de unde plecăm, unde ajungem, poate ăsta e un clișeu, poate nu vine altceva acum, sunt momente ale bilanțului, momente poate sociale ale bilanțului, adică de pildă un revelion, ni se spune atunci că putem să ne vedem încă un an trecut. Dar cu clipele noastre cum rămâne? Cu fiecare clipa noastră cum rămâne? De aceea mă bucur ca astăzi să fim poate într-un repertoriu al clipei cu doamna Ilinca Goia. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să fim aici într-o întâlnire care nu știm dacă începe și dacă se termină, dacă este real. Nu știm dacă o să ne putem întâlni și dacă întâlnirea noastră va rămâne undeva în arhivele noastre. Și acum nu mai știu ce să spun. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Cu mult drag. E un gând pe care l-am învățat, o apucătură mai degrabă, pe care am învățat-o anul ăsta. Apropo de ce spuneați despre viață și clipă, mi-am dat seama cum îmi folosește mie și practic chestia asta de câteva luni, ca la sfârșitul zilei, când fac scurtul bilanț al clipei, să văd dacă ceea ce mi-am propus la începutul zilei am reușit. Și uneori mi reușește, alteori nu. Important e că reușesc eu să-mi trag învățămintele. Ce învățământ trageți atunci? Ce? Despre mine, despre oameni, despre viață, despre Doamne, Doamne. Care a fost oare cel mai rău învățământ pe care l-ați depănat în acest moment de retrospect al clipei? Pentru că vă întreb, asta mi-a venit mie, când ați fost zguduită de un... Când am suferit fără tâlc. Să suferi fără tâlc, ce frumos. Asta e a doua lucru, mi-a rămas în memorie și apucătură, cum ați spus. Da. Apucătură, parcă vezi pe cineva apucându-se. Da. Și nu mai dă drumul. Da, 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 da. 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 Fără tâlc. Da, adică anapoda, aiurea, mm-hmm, haotic, mm-hmm, în devălmășie, fără da, să-ți adaptezi ființa la altă etapă. La... Da, să puteți să curgeți în sensul ăsta, fără să vă apucați. Putea să rămâneți în America. Spuneați undeva că a fost cea mai mare, cea mai importantă decizie a vieții dumneavoastră, da, să nu vă apucați de America. Da, deși da, v-ați apucat de America. M-am foarte bine. M-am apucat de ea, însă mi-am câștigat libertatea așa acolo, o câștigasem și aici, așa a fost o alegere, da, chiar o alegere, între două cunoscute. Între două cunoscute. Chiar o alegere. Da. Când o cunoscută șchioapătă, nu-i alegere. Este n-ai încotro. Exact. Da. A fost o alegere și a fost cea mai adevărată, cea mai bună pe care o puteam lua atunci, la vârsta aceea. Adică 25 sau 26 de ani, cred că aveam. Ce vârstă! Frumoasă. Pentru America! Da, 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 da. Cum, când am citit despre America dumneavoastră, mi-am imaginat de fapt ce văd prin filme, fără nicio legătură, cred. Mm. M-am simțit mândru atunci când în Academia de Music Hall, da, îi învățați actorie pe americani, da, după o școală în care ați intrat una din 400, patru, da, din 400. Da. Așa. Da, e o școală, mă rog, pe vremea mea era facultatea de
IATC-ul, teatru și chimia TC-ul se numea atunci. Da. Era o școală foarte temeinică, foarte... o pâine din care o să mănânc toată viața. Era însă altfel timpul. Avea răbdare cu noi, eram puțini în clasă. Erau numai două clase pe an și fiecare clasă avea 8 studenți. 4 ani de zile făceam actorie în fiecare zi de la prânz până seara, până noaptea și dimineața celelalte cursuri, teoretice sau practice. Și era vreme pentru fiecare. Creșteai cu folos, ca să zic așa. Cu tâlc. No, ce-mi place cuvântul ăsta. Da, o școală foarte bună. Foarte bună. Una dintre cele mai bune școli de actorie din lume. N-am știut că de dimineața până seara, ăsta era un stil de viață pe care îi învățai acolo până la urmă. Era un stil de viață, da. Era un mod de a trăi, de a gândi. Era o comuniune între noi. Era un fel de a pricepe meseria asta. Bine, și pentru mine venea foarte bine după experiența de la teatru studențesc Podul, unde tot așa era un fel de cantonament. Și tot ce am învățat acolo am reușit să... din asta mă hrănesc toată viața. Și când am ajuns la AMDA, the American Musical and Dramatic Academy, am ajuns acolo precis pentru ceea ce mi se părea mie că am de învățat de la tradiția teatrală americană, și anume musicalul. Mm-hmm. Cu totul altfel de expresie, de disciplină, de show. Și pe lângă multe alte lucruri personale pe care le-am învățat eu în America, asta a fost foarte, foarte unul dintre cele mai, iarăși, fundamentale pentru mine. A avut legătură ceea ce credeați că o să învățați cu ceea ce ați învățat? Da. Da? Da. Foarte important să poți să anticipezi. A fost punct ochit, punct lovit. Da? O școală foarte bună, foarte intensă. Cei mai ispusiți profesioniști ai timpului de pe Broadway. Chiar pe Broadway e școala. Și când spui Broadway, deja sunt o mulțime de siaje semnificative acolo. Da. Și am fost primită... Bine, eu în America m-am simțit foarte bine primită în general. Am fost ori un noroc, ori o etapă așa admirabilă din viața mea, dar am fost primită minunat și în teatru, că am făcut și teatru acolo, și în școală, și peste tot. Mm-hmm. Acolo am învățat, cred, respectul pentru celălalt și respectul pentru spațiul lui. Respectul pentru spațiul celuilalt? Da, acolo am învățat. În România nu învățasem încă. Și, cum e asta? Puteți să-mi vorbiți un pic, pentru că e important, spațiul personal? Sau poate îl definiți negativ, ce înseamnă nerespectul? Dacă e să fac o comparație caricaturală, că tot am vorbit înainte despre asta, ce-mi place foarte tare în România este sentimentul ăsta de comuniune care se creează și de marile prietenii, marile aparțineri între oameni, sunt relații mult mai intense, mult mai durabile și mult mai calde. Mm-hmm. Acolo n-am cunoscut asemenea fluid între oameni. Sunt mult mai, mai ales la New York. Metropolă de oameni însingurați, de oameni văduviți de această căldură balcanică, activitate a noastră. Un liant superficial. E un liant și în New York, dar e ceva de registru cosmetic, cumva, în singurarea asta. Nu simți că te întâlnești în registru profund, afectiv? Asta spuneți? Sau? Da, cam asta vreau să spun. Uh-huh. Uh-huh. Și am încercat să-mi dau seama de unde vine asta și ce pot să învăț eu ca să-mi folosească din asta. Da. Pentru că acolo nu, părerea mea e că n-ai decât
două șanse. Ori să te adaptezi imediat și să te simți ca peștele în apă, ori să pleci. Și pentru ca să nu mă copleșească frica, am zis trebuie să mă adaptez și să-mi văd eu de zodia mea. Și mi-am dat seama că distanța asta între oameni, însingurarea pe care eu o observam, pornește cumva sau are legătură și cu noțiunea de respect. Nu se copleșesc unii pe alții. Dar noi dacă te întâlnești în lift cu vecinul și îți spune bună ziua și îi întreb cum e, ce faci, cum ești, românul e tentat să fie foarte sincer, abrupt de sincer și să-ți spună toată năuceala lui, să spună că mi-a murit pisica, că mi s-a stricat chiuveta, că să se plângă. Acolo nu. Acolo nu-și permit așa ceva. Permit să te respecte și să îți zâmbească și să aibă încredere că mâine va fi mai bine. Când vă auzeam vorbind despre amenajarea relațională din America, mă gândeam, oamenii ăștia se privesc? Noi ne privim în ochi acum. Am sesizat că există obiceiuri diferite de a te privi în ochi sau nu, mai ales în spațiu public. Da. De pildă, în metrou parizian, nu întâlnești privirile din metrou bucureștean. Ba, acolo, în Franța, poate să fie un semn al intruziunii, dacă îl fixezi pe celălalt, necunoscut. Da. Cum în America? Tot așa. Prima lecție care ni s-a făcut, erau foarte mulți la facultate, are, mă rog, două secții. Și eram mulți studenți, o grămadă de studenți foarte, foarte tineri, mult mai tineri decât mine, care veneau imediat după colegiul acolo. Și foarte mulți din afara New Yorkului, din străinătate sau din restul Americii. Foarte mulți, adică era un fel de mic oraș mondial acolo? Mă rog, pentru ceea ce înseamnă microcosmosul nostru de acolo, bine, trebuia să fie cumva o disciplină interioară în facultate și ți se făceau niște preparațiuni pentru a te vaccina împotriva New Yorkului. Vaccin împotriva New Yorkului. Da, și prima lecție, asta ni s-a spus. Trebuie să privești omul odată scurt și ca laserul. Da. Să fii foarte hotărât când îl privești, o secundă și după aia... Și atât. Pentru adică... că dacă ești evaziv și poți să te găsești cu cuțitul la gât sau cu portmoneu furat sau... Nu. E New York. E New York cu cuțitul la gât. Astea sunt imagini ale New Yorkului. Interesant. Da, pe cum, pistolul la tâmplă, cuțitul... Se întâmpla să aud și împușcături noaptea pe stradă. Dar se întâmplau și lucruri splendide. Și ce făceați când ați auzit prima dată o împușcătură? Eram la etajul 12 și m-am simțit bine că sunt așa de sus. Da. Așa se explică acolo, apartamentele cu cât sunt mai sus sunt mai scumpe, pentru că împușcăturile se întâmplă statistic vorbind jos, nu? Da. Da, vi s-a împușcat ceva în America până la urmă? Dacă e să mergem în continuare în acest termen de armurier, să spun, sau nu știu cum să zic. Nu înțeleg întrebarea. Nici eu nu înțeleg, dar v-am pus-o. Încercăm alta. A ți se împușca ceva? A ți se bloca ceva? A ți se, cred că asta am vrut să spun. A te simți debordat, copleșit? Da, bineînțeles, am trecut și prin asemenea momente. Și cred că unul dintre ele a fost sămânța faptului că peste 2 ani m-am hotărât să mă întorc și să mă restabilesc în România. Da, a fost o situație anume, era tot într-un ianuarie 1994 și mă simțeam foarte singură, cum ajungi să te simți în orice metropolă departe de casă.
Dar cum ajung să te simți iarna la New York? Și știam că ai mei trec prin o perioadă foarte grea aici, fratele și părinții. Și m-a invitat o amică, mă rog, colegă, la o slujbă religioasă într-un teatru. Unde am dus, nu m-am simțit deloc bine acolo, era, nu era ceea ce mi se potrivește mie. Ca... Colega, amica, ce era autohtonă, să spun? Sau era ce? De acolo, da, de acolo. Nu știu, sau canadian. Și slujba, ca să-mi fac o idee, era, că e slujba în teatru, bine. Slujba din aceea, cum auziți. Da, da. Predicatori din acestea foarte locvaci. Și cu un cor ceva. Și cu cor și cu copii care dansau. Și cu un fel de mic show, dar era, se numea o slujbă și se întâmpla în teatru. În fine. Și am plecat de acolo, n-am mai avut răbdare și îmi înghețase și sufletul din mine, era foarte frig. M-am întors încet, încet la Upper West 77, unde stăteam. Upper West 77. Uite, am făcut și o adresă pe bune din New York. Am luat-o însă pe mai aproape, mai pe lângă Central Park, pe un alt parcă traseu decât cel cu care eram obișnuită și am auzit deodată dangăt de clopot ca acasă. Ca acasă. Și mi-au izbucnit toți fluturii din burtă, ca să spun așa. Am zis, unde? Și m-am dus după el, după zgomot. Și am descoperit în mijlocul New York-ului o biserică ortodoxă rusească. Rusească se și ortodoxă. Se terminase slujba. Da, da. După zgomot, după sunet și după mirosul de tămâie m-am ghidat și am intrat așa într-un dincolo de un fel de portal unde era o bătrânică, o babușca cu țărâncuțele de la moșul meu de acasă, de la Buteni, cu ciorăpei din aia tricotați de lână, cu pestelcă, cu bluza aia neagră cu picățele albe, deci ceva de ca din... Și când am văzut-o am început să plâng cu muci. Și am zis, știu, e crăsivușca sau ce a zis ea acolo și am zis ceva în engleză, ea mi-a zis, păi hai, intră. Uf, și am intrat și era biserica goală, dar trăită, plină de fum, de lumânări și de tămâie și plină de respirație caldă. Și atât am mai putut-o întreba să-mi dea niște lumânări și ce hram poartă și când mi-a spus că e Sfântul Nicolae, iarăși am început să plâng cu muci pentru că pe bunicul meu îl chema Nicolae. Și atunci cred că mi-am dat eu seama că n-o să fac mulți purici prin America. Bine, ca să și hotărăsc așa, au mai trecut 2 ani. Au mai trecut 2 ani. Timp în care m-am întors în România, am mai lucrat în România, am plecat din România, m-am dus la New York și... 96 m-am întors, definitiv. Dar e foarte frumos ce spuneți. Rădăcinile, clopotul, mirosul de tămâie și Nicolae. Și acest moment pe care îl vedeți ca o mică semincioară pentru următorii 2 ani și decizia dumneavoastră. Că vorbeam înainte un pic deciziile mari pe care le luăm și le luăm legat de trăiri puternice. De trăiri puternice și de iată, un clopot. Ce putere are un clopot, ce biserică trăită, mi-a plăcut cum a spus. Da. Sunt biserici care au uitat să trăiască, poate în noi, nu în exterior, că slujbele se țin. Da, da. Cele ortodoxe, nu știu, cred că nu. Cred că nu au uitat să trăiască. Bunicul dumneavoastră, Nicolae, l-ați pomenit acum. Da. Și mă gândeam cum arată rădăcinile familiei dumneavoastră, Ilinca Goia. Acum, nu știu ce spun, dar e bine să fiți pe caută. Bunicul din partea mamei era Nicolae, bunica din partea mamei era Elisabeta. Ei doi ne-au crescut pe mine și pe frate meu. Bine,
împreună cu părinții, firește, dar părinții erau foarte pasionați de munca lor și munceau enorm și perfecționiști în profesiile lor și mult timp am petrecut la casa bunicilor. Toată perioada de grădiniță în orice caz și după aceea toate vacanțele, weekendurile. Oameni foarte frumoși. Temeinicia casei, rosturi normale, românești, adevărate, civilizați, gingași, oameni români, nobili, cum să zic. Acum o întrebare tâmpită, dar o pun, mai sunt oameni care să, în care să simțiți acest spirit? Da. Da? Da, mai sunt. E bine, mai sunt. E optimist ceea ce spuneți, e pozitiv. Marii mei prieteni, cam așa cred că s-a întâmplat să ne... Să fie. Probabil că avem aceleași repere, aceleași criterii. Da. Părinții dumneavoastră erau foarte prinși în profesia lor, dar... Da. Unchiul dumneavoastră v-a sprijinit pe traseu către... Unchiul meu, Dan Micu, răposatul, da, iubitul regizor și talent, genialul regizor român, el m-a... Da, el a pus punctul pe I, ca să zic așa, și le-a... Și părinții ce spuneau? Explicat lor că e cazul să mă apuc de meseria asta, pentru că am credere, că am talent. Dar nu era o nebunie? Părinții ce au spus? Dom'le, sunt 400 de oameni pe 4 locuri. Păi, ce să spună, dar n-aveau ce să spună. Eu eram foarte hotărât. Mama mea a fost de partea mea de la început. Da. Nu eram prima artistă din familie, oricum. Mătușa mea, sora mamei, a fost actriță 10 ani de zile la Iași, până când a părăsit România. Și... mama m-a secundat, m-a ajutat. Da. M-a încurajat. Tata a fost puțin mai sceptic, cam, mă rog, câteva luni, un an aproape. Prima oară când am dat la facultate, am picat prima sublinie. A cincea. Am fost a cincea. De asta, acum, dacă tot a venit momentul că am zis cu cinci, că am ales cartea din partea editurii Herc, Filosofia pentadică. Da. Pentru că este o mare șansă să fii a cincea într-un examen de admitere de maximă importanță, unde sunt numai patru locuri. Cred că este o întâmplare care vorbește despre foarte multe lucruri. Ești aproape acolo, nu ești acolo. Degeaba ai fost aproape acolo, că anul următor nu știi dacă o să fii în... Dar știu că atunci unchiul dumneavoastră v-a spus... El i-a luat deoparte pe părinți. Mulțumesc mult de tot, da. Alexandru Surdu a fost în studioul nostru, este un filozof de sistem, iată, primul volum, Filosofia, problema transcendenței. Foarte interesant. Poate ajungem și la... De fapt, cred că discuția noastră e destul de transcendentă. Sper să o priceapă și imanenții privitori. Spuneați despre unchiul dumneavoastră care v-a încurajat. Care i-a luat deoparte pe părinți și le-a explicat că e un semn foarte bun, că am fost numărul 5, da, și că este o încurajare și că... Nu... Nu e o nenorocire, ci dimpotrivă. Dimpotrivă, da. Iar anul viitor, într-adevăr, el a avut dreptate. Am intrat prima, așa că... Și v-a sunat cineva să vă spună că ați intrat prima, iar dumneavoastră erați în corul trilogiei. Nu, la trilogie eram deja în anul 2 sau 3, nu mai știu. Erați deja intrată? Da, la trilogie, da. Nu, m-a sunat, eram în filmări, făceam primul meu film. Așa. Debutam la Dan Pizza în Rochie Albă de Dantelă și eram la mare, la filmări, nu m-a găsit. Frate meu s-a dus să se uite la liste, se dusese și cu un an înainte și a păstrat secretul, pentru că i s-a părut că... O superstiție copilărească. S-a părut că el a vrut să-mi poarte noroc și nu mi-a purtat noroc și atunci al doilea an a zis:
tot eu trebuie să mă duc primul să văd. Și când a văzut asta, că am intrat acolo, a dat telefon după mine cumva, nu știu de unde a făcut rost de un număr, de la echipă, a vorbit cu Jana Dochița, care Jana Dochița era regizor de platou, regizorul secund al lui Pița. Și Jana Dochița a uitat să-mi spună de astea. Să uit să spui așa ceva. Da, a uitat, m-a văzut o zi întreagă la filmare și pe drumul de întoarcere cu autocarul de la locul de filmare, care era undeva în, nu în oraș, în orice caz, nu mai știu unde era. A, Goia, vezi că ai intrat la facultate. Prima, că m-a sunat fractul azi dimineață. Azi dimineață și... Asta, n-am mai auzit o asemenea miză. Na, se întâmplă. Ce ați gândit atunci despre o astfel de, un astfel de anunț? Am disprețuit un astfel de anunț, să spun drept, dar după aceea m-am bucurat enorm. Am început să plâng, să țopăi până autocar, să mă îmbrățișez cu toți. Toți mă trăgeau de păr, mă trăgeau de urechi, trăgeau șuturi în fund. Da. Da. Cam atât. Da, e mult de atunci. De ce vorbim despre tinerețea mea? Suntem într-un moment în care anul trece, anul vine și oare noi trecem împreună cu anii ăștia? Mhm. Sau nu? Nu trece. După vârsta de 40 de ani, în fiecare an ne pierdem din capacitățile, global vorbind, 1%. Da. Am citit asta azi dimineață și am zis că poate e o statistică dintre cele care vorbesc despre tot și despre nimeni. Dar oricum, în fiecare an 1% și noi sărbătorim că ne pierdem din capacități încă după 40 de ani. Da. O rochie albă de mireasă. Adică ce înseamnă de fapt? Deci se îmbracă miresele în alb oare. Vedeam și o fotografie cu ce e chestia asta? Nu știu. Pentru mine a însemnat în prima parte a carierei mele, dacă pot să o numesc așa, un fel de sertar. Care regizor, cum avea într-o distribuție sau alta, trebuia să mă îmbrace și în mireasă. Trebuia să te îmbrace și... Așa de... Insistențe au fost în sensul ăsta, încât atunci când mi-am făcut eu rochea mea de mireasă, Ilinca, să mă măriți, nu a fost chiar albă. Da. A fost aproape crem. Un fel de culoarea untului, așa. Era un fel de comportament contrafobic la, la albul de mireasă. Da, și n-a fost lung, a fost aproape mini-jupă, adică am vrut să fac lucrurile mai altfel. Și ați scăpat de acest... de trena rochii albe de mireasă la un moment dat. N-am visat niciodată la... Adică bine, visezi când ești fetiță la un prinț, la o poveste, dar nu n-am visat așa cum sunt. Parcă n-am călcat pe arhetipurile astea. Da. Rochie cu trenă nu mi-am dorit să port decât pe scenă. Ați portat trenă pe scenă? Am purtat și trenă și de toate. Asta legat, m-am uitat în interviurile pe care le-ați dat și vreo 11.298 de întrebări sunt cum vă abordați la actorie și ce simțiți pe scenă și nu știu ce. Da. Și răspundeați printre altele. Vedeți, acum consum eu toată momentul ăsta ca să nu repetăm. Ziceați, domne, am o libertate aceea internă. E ceva legat de libertate și actorie. Și mă gândeam, uite, ați purtat trena pe scenă, dar n-ați purtat-o, că nu vă doreați în viața reală. Și atunci, cum e cu libertatea asta? Libertatea se câștigă greu în actorie, cred eu. Sau mie, cel puțin, mi s-a întâmplat așa. Aici am să-l... Îi dau dreptate și am să-l parafrazez pe Lee Strasberg, care spune că un actor adevărat nu-l recunoști decât după minimum 20 de ani de experiență pe scenă, în teatru. Și vorbim despre părintele actoriei de film americane. La începuturile mele eram foarte complexată, foarte
pricinoasă cu mine, sunt foarte rațională, prea obsedată de anumite chestiuni ce țin de apariție, nu de interior. Și lucrând, muncind foarte mult și pe diferite temeleaguri și în diferite viziuni și cu oameni foarte diferiți, am dobândit un soi de voluptate a descoperirii, care mi se pare cel mai fascinant lucru din meseria mea. Un fel de, adică aspectul ăsta de laborator pe care el conține, de arheologia sufletului omenesc. Care și, neepuizabilă. Da, da, și care îți dă, adică când eram mic am citit o poveste care m-a marcat foarte tare, de Elvira Bogdan, se numea Talismanul de Zafir, în care fetița din povestea visat, era un vis toată povestea, a visat că a primit cadou de la o zână un talisman care îi permitea să călătorească în timp și spațiu, în vremuri pe care ea și le dorea să le vadă, nu neapărat să le trăiască, dar să le vadă. Și așa a călătorit și în Egiptul antic și a văzut pe Ștefan cel Mare și a fost și pe... în fine. Și cam asta mi se pare mie că... Adică și asta are actoria. Talismanul de Safir îți dă voie să călătorești în alte povești, în alte psihologii, în alte... Să le găsești noima, să le găsești morala, dacă... Morala fabulei, nu morala din punct de vedere etic. Ce frumos! Admiterea în IATC înseamnă că primești talismanul. Da, da, da. Ați vorbit frumos de pâinea de mâncare, de pâinea asta pe care o mănânci, talismanul pe care îl primești. Da. Și apoi cei care nu intră la IATC și care își poartă viața într-un singur personaj, fără talisman, pot să vină la teatru, măcar așa punctual, să ia din sclipirea talismanului dumneavoastră, de pildă. Și acum nu mai știu cum este facultatea, știu cum era pe vremea mea, însă acum este mult mai populată, opt oameni într-un an, 2 ori 4. Acum sunt 60 cel puțin, cred. De acum poți să ții financiar așa ceva. Și... primul gând, vedeți? Da, da, da. Și acum însă actoria trebuie s-a mai eterogenizat, dacă pot să spun așa. Adică s-a mai nivelat cumva. Asta ar fi? Astăzi un actor trebuie să știe să facă mult mai multe. Foarte multe. Știe să facă tot. De la radio, la TV, la publicitate, la circ, la recital, la... maestru de ceremonii, la teatru în club, la teatru. Când spuneți asta, vine în minte povestea aia. Românii care plecau în străinătate erau cumva priviți suspect pentru că știau să facă tot. Se puteau pricepe la mult mai multe lucruri decât cei de acolo, care probabil aveau o cultură a specializării. Și iată, acum... chestia asta se revine în școala de actorie, în care societatea, de fapt, contextul economico-social oprofesional te obligă să nu mai excelezi în nișe înguste, ci să poți să le acoperi pe toate, nu? Dar asta nu înseamnă că din start ești condamnat la forme de mediocritate, dacă nu se permite să evoluezi pe bucățica ta de talisman bun. Nu știu asta, nu știu. Am impresia că orice meserie o faci din pasiune, simți nevoia să te perfecționezi și să o adâncești și să-ți lărgești orizonturile. Cred eu. Da. În orice caz, cu... acum ce se întâmplă cu tinerii care pleacă de pe băncile institutului, ca să zic așa, mă întristează foarte tare. Adică lipsă de perspectivă. Lipsa de perspectivă. Descurajantă, da. Dacă ar fi să vă puneți acum în pielea unui proaspăt absolvent, sună
Cred că angoasa existențială am putea să o înmulțim cu 5 față de ce simțim noi care suntem pe o cale, așa, mă pun și eu pe calea mea, mă, cu modestie dumneavoastră, aveți o cale cu talisman, eu n-am talisman sau mă, alte pietre, dar e important, suntem așezați. Oare ce simt tinerii de acum 20 de ani, termină o facultate, acum sistemul Bolonia, faci 3 ani facultatea, da, mă, după aceea, cu mare generozitate ți s-a mai dat la, nu știu, la arte un an în plus, dar e nimic. Plus că e o cultură a Google-itului. O debusolare, cred că, în primul rând. Frustrare că n-au cum să-și exprime, poate frustrare că n-au învățat tot ce trebuia să învețe în facultate. Da. Nu se mai face, n-are cum să se facă la fel de temenii ca pe vremea mea. Adică să lucrezi cu 60 de oameni, nu poți să lucrezi la fel de bine și la fel de frumos și la fel de zdravăn cum lucrai cu 8. Da, e incomparabil. Apropo de densitatea pe metru pătrat, că știți că, și asta e o chestie fantastică, în acreditarea unei instituții de învățământ superior, trebuie să măsori cu ruleta sălile de clasă și să vezi câți metri pătrați de sală de clasă ai pe cap de student. E, uite, la 8 oameni aveai pe cap de student o mulțime, dar nu numai de sală, ci și de vibrație umană și de capacitate. Asta da calitate aici. Un profesor cu 4 oameni. Și dacă mai lipseau 2? Nu cred că lipseau, nu? Aveai tot timpul. Nu lipseau. Da, făceai lucrurile în stil de viață. Viață cu viață. Da. Era o treabă bine făcută. Am auzit acum, apropo de un ATC, că se intre la buget și dacă la buget, adică nu plătești, și dacă îți pierzi media, sunt niște sume halucinante pe care să le dai. N-am știut asta, nu pot să vă confirm. Există acolo un stres incredibil, pentru că dacă îți pierzi media și pici sub linia de buget și ai intrat la buget, că te duci, n-ai bani. Nu știu ce, nu vreau să spun, dar erau sume 200 de milioane, ceva de genul ăsta pe an. Adică oameni care chiar... Atunci, dacă pierzi media, renunți la facultate. Vorbeam cu cineva din un ATC, cum poți să faci o școală în condițiile astea? Pentru că știi că încep, nu știi că o termin. Dacă n-ai bani, dacă ai bani, e ok. Dar chiar și așa era foarte mult și mai bine. Puteți să-ți iei un apartament în București dacă intri cu taxa acum în ATC. Și ce diferență mare față de o școală așezată în care îți dădea stabilitatea pe care ați făcut. Stabilitate, erau stabilitate și erau pâinea. Momentul admiterii însemna pâinea pe toată viața. Da, da. Diferențe mari. Și acum, fiul dumneavoastră, apropo de angoasele noii generații și de... Ce vă puneți în pielea lui? Evident, ce te bare? Nu. Încerc să-l ajut pe el să se pună în pielea lui. E o vârstă dificilă. Orice vârstă e dificilă, dar orice vârstă este și frumoasă. Împlinească în curând 17 ani, este în formare, în contorsiune, în neliniște, în îndoială. Nu știe încă ce va alege, dar eu cred că e bine. O să fie bine. Am observat că ce semințe bune am plantat noi acolo, noi ca părinți, în Nikita, or să dea roade bune. E foarte talentat în multe feluri. Dar trebuie să afle și el asta. Și să recunoască, pentru că e un tip foarte... seamănă din punctul ăsta de vedere, e aspru cu el. Critic, da. Autocritic. Sunteți critică cu dumneavoastră? Nu mai sunt așa de critică cum eram în tinerețe. Vă iubiți ceva mai mult? Da, am învățat să mă respect și să mă iubesc. Uite, cu fiecare an care trece, există nu un 1%, un mai mult de 1% de autoiubire? Pentru mine, da, sunt câștigate aceste procente. Nu sunt pierdute. Da. Asta ar fi o chestie, uite, așa să te gândești. Viața ce înseamnă? Asta înseamnă că să dobândești un potențial de ură de sine pe care treptat să-l dizolvi și să ajungi cât mai repede posibil, și asta e bine, să te iubești, să ai grijă de tine
Și să ai grijă cum îmbătrânești, cred eu. Asta cel puțin... Asta pe mine mă obsedează. Ai grijă cum îmbătrânești. Să îmbătrânești frumos. Noi îmbătrânim de când ne naștem, în drumul de la maternitate spre cimitir, spunea cineva. O altă întrebare dintr-un interviu pe care tot timpul, vezi, îmi vine să spun al tău, dar revin cu dumneavoastră. Dar vă rog, hai să trecem la Pertu. Trecem la Pertu. Că nu ne separă nicio prăpastie de generații, cred. Nu, putem să o facem. Nu, suntem în preajma decrețeilor, ca să spun așa. A, exact. Deci, e voilà. Da. Și acum am uitat ce vreau să spun. O altă întrebare dintr-un interviu pe care... Pe care... Am răspuns. La care spunea așa: sunteți o femeie frumoasă, cât a contat, dar nu despre asta era vorba, că mi se părea prea tâmpită întrebarea, ci faptul că spuneați acolo că încerci să ai grijă de corpul tău, încerci să-l alini, încerci să-l odihnești, încerci să-l asculți, și mi-a plăcut foarte, foarte puțin ne ascultăm corpul. Corpul zice, ce faci cu mine? Și ne-l biciuim. Da. Bun, pentru că sunt și un foarte mare pasionat de dans, de anumit fel de sport, și îmi face foarte bine, și de-aia probabil că genul de musical, de teatru, roluri de musical mi se potrivesc, mă simt parcă cel mai bine acolo. A fost, așa s-a întâmplat, că și în copilărie am făcut mult sport, după aceea mult dans. Și multe spectacole de musical, și a fost necesar să mă să-mi disciplinez, să-mi îngrijesc și să-mi învăț corpul să se rafineze. Mi-a rămas latent în minte obsesia ta și a tuturor legat de îmbătrânire. M-am uitat și eu astăzi într-o oglinda unui ascensor la mine cu lumina de sus. Și, în fine, da, e o obsesie, impermanența asta, cum se schimbă lucrurile, ne schimbăm noi, și ce rămâne totuși, că tot Ilinca Goia ești, și din fotografiile pe care le-am văzut pe net, că erai fetiță, și cea peste 100 de ani, asta 100 de ani tibetani, să zicem. Da. Și cu toate astea, care e frica ta cea mai mare? Că aici vreau să ajung. Că e o frica de îmbătrânire, frica de moarte, nu, frica de îmbătrânire nu mi-e frică. Nici de moarte nu mi-e frică. Mi-e frică de boală. De asta mi-e frică. Boala ca neputință? Da. Senzația aia că... Boala... Este conceptul sau, mă rog, faptul care mă pune cel mai în alertă. De asta probabil am și zis la un moment dat că mi-ai fi ratat cariera, trebuie să mă fac medic. Medic. La, și eu și fratele meu, așa de agili reacționăm la boală, încât probabil că avem ceva de sanitari în noi. Și atunci când nu poți să faci, să ajuți, să îmbunătățești, să ameliorezi, să... ăla e cel mai... handicap. Cel mai mare handicap, mi se pare. Neputința în fața în fața durerii, să nu poți să ajungi și să accepți că nu se poate face nimic, aici ajungem. Da, problema asta, e un lucru pe care va trebui să-l învăț în anul ce vine. Că nu trebuie să repar tot. Și că, până la urmă, de fapt, ce trebuie să facem noi? Trebuie să-i dăm vieții înapoi totul. Așa cum ea ne-a dat nouă viața, ne-a dat totul, noi trebuie să învățăm să-i dăm înapoi și să mai știm să, cum să zic eu, să let go, să ne relaxăm. Să avem încredere în ea, în viață. Așa e, că vreau să te întreb, cum faci să dai înapoi vieții totul? Adică să dai vieții ceea ce primești. Da. Relaxându-te, let go, lăsând... Și având încredere în buna măsura... Și având încredere în faptul că orice lucru și fiecare timp și fiecare vârstă și fiecare bucurie sau suferință are un scop și un folos. Da. Tipul ăsta de încredere, care tot din... cum să zic, tot în
divinitate ți-o găsești, de fapt, nu? Mai ales evenimentele rele, care sunt greu de acceptat, în retrospect se vede că vor fi avut un foarte mare impact în destinul nostru și îți vine în minte un eveniment din viața ta pe care îl considera rău de tot în contextul acela și apoi privit în orizontul a 10 ani să fi văzut că ți-a croit un sens. Îmi vine în minte mai multe, dar n-am de gând să le povestesc anecdotica. Da. Nu de alta, nu, dar n-am chef să-mi amintesc anecdotic acum. Da. Foarte, foarte, foarte bine că poți să spui asta și uite, asta este un gest să poți să spui că n-ai chef. Da. Tot de-al vieții. Dar am... Atunci, pe moment, mai ales că eram mult mai tânără, ai râvna, disperarea, obsesia să repari, să faci iarăși totul să fie bine. Și nu... Nu poți să repari. Nu poți trebuie. Nu trebuie să repari. Trebuie să te adâncești în ceea ce ți s-a dat de trăit. Să o duci până la capăt. Eu mi-am găsit puterea... Mi-am găsit puterea în neputință. Ți-ai găsit puterea în neputință? A trebuit să o învăț, să mă duc până la străfundurile, cum să zic, depresiei, dacă pot să zic așa. Și pot să zic. Da, aici spuneai într-un interviu de Jung și de noaptea... Așa, pentru că atunci când am citit la el asta, mi-a produs un confort anume, pentru că mi-am regăsit ceva din mine acolo. Da. Aceea am și citit o carte despre tristețe, despre patologia fericirii, ca să zic așa. Ce interesant sună! Și mi s-a părut că îi găsesc noima și acestui fapt că nefericirea sau întristarea ajută omul să-și găsească un sens. Dacă te lași să o trăiești, adică dacă nu te întorci cu spatele la ea și zici că nu există. Ca să poți să trăiești aceste abisuri ale suferinței... Sunt, tot eu spunea, de shadow and light, fiecare însușire bună conține și opusul ei. Și opusul ei. Atunci când tu vrei să repari însușirea rea, schimbi un echilibru, modifici un echilibru intrinsec și vei schimba și însușirea bună. Îmi place foarte mult ceea ce spui, pentru că ești o ființă care mergi pe o alchimie a totalității. Așa mă străduiesc. Am ajuns la vârsta la care trebuie să fac și asta. Alții... E înțeleaptă. Da, da, alții stau în fracțiuni și în bucățele și în separație toată viața și nu, e bine. Nu, o să dau impresia, după cât am vorbit aici, că sunt retrasă, Nu, eu sunt un om foarte activ. N-am simțit lucrul ăsta, ba dimpotrivă, am simțit că ai puterea de a te implica până în abisuri pentru a ajunge coborând mai jos de abis pe culme. Da. Coborând mai jos. Dar asta coborând e important. În abis, când ai ajuns în cel mai adânc punct, trebuie să continui să cobori mai jos, sic, ca să ajungi în vârf. Foarte frumos. Asta e tot de la Jung, cumva. Nu n-a spus-o el, dar... Da. Iar când ajungi în vârf, trebuie să continui să urci. Ca să te prăbușești în abis. Mi-a spus când eram la începuturi și debutasem la Teatru Notara, tată dragă, da, foarte mare dreptate, adevăr a grăit atunci. Succesul și insuccesul sunt chipurile aceleiași monede. Da.
trebuie trăite cu aceeași monedă a minții. Și gustate amândouă până la capăt. Să guști unii în succes. Câtă savoare. Na, savoare nu poți să spui, dar câtă amărală, atâta o să știi. Da. De fapt, am vorbit că cred că a fost un discursul masochistului. Câtă savoare. Da, am înțeles. Eu am ruminat în urmă cu un an foarte mult pe tema asta, luni de zile. Nu mi-eșeau. Aveam vreo 5 proiecte care nu se demarau, nu porneau, nu se întâmpla. Și de aici și jucam, lupta încă în scenare, nu jucam, nu aveam nicio premieră. Și a trebuit să o trăiesc până la... Și așa mi-am și propus. Mm-hmm. Da. Ca să vină anul ăsta, l-alt, 2013, care a fost super plin, minunat, cel puțin pe profesie, dar și din cauza asta și pe plan personal. A venit 2013, asta trebuia să fie după, prevederile fals maiașe, noua lume, sau deja, iată ce plin a fost. Și acum o să vină 2014. Să vedem. Ilinca Goia, îți mulțumesc mult, mai avem 3 minute. Okay. Dăm voie să mă duc la clape. Da, te rog. Și pot să te rog să închei tu verbal emisiunea cu un gând către oameni, către tine, către nu se știe cine. Păi, aș spune că dacă fiecare om ar încerca să fie mai altruist, ar reuși să se vadă mai bine pe sine și în felul ăsta ne-am apropiat de o lume mai bună, cred. Și poate că 2014 o să ne învețe și asta. Eu cel puțin vreau să învăț asta de la el. Altruismul, așa să fie.